Muzeul de etnografie și artă populară Orăștie, secția Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, a organizat astăzi vernisajul expoziției temporare Marea Doamnă a Etnografiei Românești, Luce Aplozan. Muzeul de etnografie și artă populară Orăștie aduce în fața publicului hunedorean o expoziție de etnografie intitulată Marea Doamnă a Etnografiei Românești, Luce Aplozan. Această expoziție temporară valorifică parțial o parte din cercetările etnografice realizate de către distinsa cercetătoare, reprezentanta Școlii Sociologice Interbelice creată de către Dimitrie Gusti. Este vorba de dr. Luce Aplozan, sibiancă prin origine, trăită la Cluj și mai apoi la București și care în preocupările sale legate de echipele complexe, cercetare etnografică, împreună cu profesorul Vuia, Romul Zuia de la Cluj, mai apoi cu Dimitrie Gusti, care îi acordă doctoratul pentru cercetările efectuate, va reuși să discearnă o tematică extrem de importantă în zona Munților Apuseni, mai apoi a defileului Dunării și mai ales în zona platformei Luncanilor, și anume așezările de tip risipit. Sunt acele așezări care pe culmile montane reușesc să asigure o perenitate istorică și etnografică, astfel încât ele constituie o cheie a supraviețuirii și a existenței civilizației tradiționale românești pe aceste meleaguri. Muzeul din Orăștie, apreciat de către Luce Aplozan drept un creuzet al cercetării etnografice românești, organizează prezenta expoziție pentru a cinsti memoria unei personalități deosebite a etnografiei românești.